Ninfea Aquapark, megaproiectul de 88 de milioane de lei, a fost inaugurat sâmbătă. Sute de persoane au stat la rând în acest weekend pentru a intra în primul aquapark din Oradea și cel mai modern din nord-vestul României. Complexul wellness termal Ninfea Oradea este cea mai mare investiție publică de acest fel din România, derulată de primăria Oradea. Aquaparcul Ninfea oferă vizitatorilor 5.000 de metri pătrați de apă, 14 bazine și 12 tobogane, terenuri de sport, zone de agrement, spații verzi și un complex comercial. De asemenea, complexul dispune de restaurante, cabinete de înfrumusețare, saloane de masaj, tratamente acvatice, saune, camere cu sare și gheață, precum și de o parcare cu peste 230 de locuri. Aquaparcul din Oradea s-a construit în perioada februarie 2015-mai 2016, pe locul fostului strand municipal, printr-un proiect de 88,3 milioane de lei, contribuția primăriei Oradea fiind de 38,9 milioane de lei, iar diferența fonduri europene. Complexul este amplasat în zona estică a municipiului Oradea, pe malul drept al râului Crișul Repede. Aquaparcul Ninfea a fost inaugurat sâmbătă, iar sute de oameni au trecut deja pragul.